Dar și eram aproape de finalul despărțirii, știi? Adică când după un an de zile de tot despărțiri, se adună. A explodat ceva, un fum, foc, și l-am văzut pe ăsta cum scoate telefonul meu așa, care a luat foc. Bă, după un an de totul negru și așa, când am văzut și telefonul că ia foc, am zis, ce mai vrei? Dar de 12 ani nu există niciun show care să se repete în niciun oraș. Când a devenit o chestie asta mai serioasă? A făcut un boom așa, nu venea nimeni, mă. Nu era nimeni, era numai noi și cu 6 prieteni care beau ceai. Și Boborete, Dumnezeu să-i dea multă sănătate, a zis la un moment dat, bă, dau anunț în 7 seri că vine Jerry Seinfeld. Te bate gândul să faci ceva filme de-astea, că toată lumea face filme românești acum. Aș face un horror, dar am înțeles de la micuțul că să faci un horror costă foarte mult. Nu știu cum ești tu, dar eu dansez mult pe interior. Acum trebuie să știi, că la păsări trebuie să faci un... Șaturi și dans. Asta-s nou eu. Urban Flex, cu o travă. Un podcast Zunivers. Bună ziua și bine v-am găsit la Urban Flex, un nou episod de mare complexitate și forță. Cătălin Bordea, șeful stand-up-ului românesc și internațional și zone Bulgaria, Megidia, de Megidia Rup. Cum deci, e la Megidia? E frumos, e fantastic, da? Fantastic, da. Când tot vorbeam de ăsta Ștefan Bănică, la Megidia fac 17, 18, 19, 20, 21, 22, ca ore, 17, 18, 19, o zi, gata, nu mai dungeată. Dar crezi că Ștefan Bănică și-a luat gen toată luna decembrie? Nu toată, și-a luat pe 20 de ani. Știi, când îți iei o locație nouă, concesionezi pe 50 de ani. Și-a făcut el cu sala Palatului, adică 50 de ani el face. Și acum cât? Dacă vrei tu, dă el, nu? Dacă bănesc e el. E de la el. Și asta îți pare o afacere extraordinară. Adică eu iau sala Palatului o săptămână. Săptămâna aia că fac, că nu fac, treaba mea, eu am închiriat. Și vii tu și zici, bă, suntem cu gașca Zure, dar acum avem un show got. Știi? Și vrem să e pentru adulți. E fetița Zurli care crește, se dezvoltă, e un fel Hannah Montana, știi, devenită... Bătrână, deja cu... Bătrână. Și tu închirezi sub îngres la mine. Adică Ștefan Mărică și Dorul, cred că e un samstar de sala Palatului, de zile. Câte ziua? Mai ai idee? Negociez cu el, depinde dacă îi place de tine sau nu. Adică depinde, trebuie să te asculte înainte, te duci la el pe acasă, cânti în fața lui, prezinți tot show și după aia vezi dacă îți dă. A, dar e o probă de asta cu... Absolut. Melodii, ce absolut. Ai găsit? Poezii, ce păi găsești? Păi tu primești pe tine, la tine, ca să primești pe oricine? Ei, aș cum... În afară de părintele cu Bobotează, care vine, gen, nu știi când a intrat, că ai văzut că ăla e bac, dintr-o dată. Da. Cred că are pe cineva, gen, e pe bara cu cineva din bloc sau ceva genul ăsta și când ai crezut că e vecinul, de fapt, pac, a intrat părintele. Bobotează, aveți? Da, avem Bobotează. Dar ar trebui de Bobotează să fie ca la parcare la mall cu verde și roșu, luminițe de alea, adică să vezi dacă cineva e acasă sau nu. Nu? Bați aiurea, adică pierzi timpul. Și Bobotează nu ține mult, ține cât? Nu știu cât e. Știi? Cât mai e anul ăsta mănânci? Nu știu cât a fost. Cât? O zi, nu? Sau cât o e? Zi. Sau cât se, da. Acum am ajuns de la Megidia la Bobotează. Da. Dar ce crezi, că la Megidia nu-i Bobotează? Nu se știe. Acolo Megidia e un tărâm animalul. Acolo e... Da, ai fost la Megidia vreodată? Nu, n-am fost. Dacă cred că e frumos, cu siguranță. Mai știu, ne zicea Megidia. Așa zicea un prieten meu, Megidia. Pare englezesc așa ceva. Da. E, cred că mai mult cu Scoția ceva, țara Galilor, ceva de asta. Da. Dar cum te-a apucat trăznaia asta cu stand-up-ul? Când ai avut... Trăznaia cu stand-up-ul, acum... Erai de la mic, care făcea glume și nu știu ce? Da, eu făceam la liceu de artă, aveam numai fete în clasă și aveam un fel de, cum zice, mini-scenă unde venea femeia de serviciu din când în când și se dezbrăca de tot. Nu era o chestie a ei. Stai, că nu... Asta era boala ei. Termina de măturat și dintr-o dată începea aia Joe Cocker. Fostă stricteoză, veche. Melodia lui Joe Cocker, singura melodia lui Joe Cocker. You can leave your brom on, nu știu ce. Acolo pictam nuduri. Și venea femeia în serviciu pentru că modelul feminin pe care l-aveam s-a dus în Japonia, că atunci plecau toate în Japonia. Aia era bună.
aia era bună, veneau și aia de la muzică să o picteze, deși aia nu... Și cum, exista un model feminin, gen doamna Maria, care... și acum... Petronela o chema, aia tânără, pe aia tânără o chema Petronela, a plecat în Japonia, s-a stabilit acolo, cu doi copii. Cum o cheamă acum în Japonia? Nu știu cum. Mitsua! Mitsua Petronioa! Și după aia n-am mai găsit liceu de artă alt model feminin, pentru că toate au plecat în Japonia atunci. Nu mai era nicio tânără în Botoșani atunci. Dar noi era... Se pleca în Japonia, era și granița aia cu Japonia, că avea Botoșani, avea graniță... Era autobuz direct. Și na, nemai găsind așa, a luat-o pe doamna de femeie serviciu. Care nu a opus rezistență, știi? Dar era mai... Eu cred că ea a trimis-o pe aia în Japonia. A săpat-o. I-a băgat fitire. Bă, dar ce zice de Japonia? Și acolo mă urcam. După ce pleca doamna femeie serviciu, își lua hainele și pleca, foarte urât din partea ei, mă urcam eu și mai făceam câte o glumă, făceam câte o chestie ca să treacă timpul. Dar nu știam că fac stand-up, că nu făceam stand-up. Făceam glume așa. Și după aia, când am început cu Bobonet în 2003, nu știam ce facem. Vorbesc foarte serios, nu știam ce facem. Mi-a zis cineva, ziceți voi așa, despre voi. Și am zis, păi ce despre mine? Da, ce așa, hai du-te acolo. Și atunci știu că am zis că chelesc. Și am zis, perfect, vorbește despre asta. Păi ce vorbesc mai mult decât chelesc? Și cum o să repet asta în continuu, 10 minute, 7 minute? Și a trebuit să ne facem niște glume, dar chiar nu știam ce facem. N-aveam calculatoare, n-aveam net, n-aveam nimic. Și după aia când a devenit o chestie asta mai serioasă? A devenit o chestie serioasă când Chișu ne-a dus, de fapt a ieșit cu noi din București. A ieșit cu noi din București, dar toată treaba a început, a făcut un boom așa, nu venea nimeni, mă. Bă, nimeni, era o ceainărie, nu era nimeni, era numai noi și cu 6 prieteni care beau ceai. Și nimeni. Și nu știam ce să facem. Și Boborete, Dumnezeu să-i dea multă sănătate, stea cu mine în camera de cămin, a zis la un moment dat, bă, dau anunți în 7 seri, era revista aia. 7 seri, da, era pe la Metro, pe la, da, pe la cărți. Dau anunți în 7 seri că vine Jerry Seinfeld. Și am zis, bă, n-ai cum, adică n-ai cum. Păi, da, am cum, cam Zap, sunt de pe Zap și am cum. Bă, da, nu vine, dar nu știi, noi știm asta, nu, da, știe exact nimeni. Și am zis, bă, n-avem nimic pierdut. Oricum nu vine lumea și dacă o să vină lumea, vedem ce se întâmplă, să creează o chestie, nu știu ce. Și a pus anunț acolo. Jerry Seinfeld, săptămâna viitoare. Da. Dacă te uitai cu atenție la data pe care, la care venea Jerry Seinfeld, nici nu avea cum să vină din America până în București, din timp util. Știi, nu avea cum. Adică trebuia să schimbe avioane, să stea. La modul, miercuri a pus anunțul, el mâine venea. Era pe drum deja. Era pe drum, da, deja, da, el le-a sunat. Hello, Bubonete, can you put, Galați, da, in seven nights, yes, in seven nights. Bă, și-am pus. Era coadă, era la Teatrul Național atunci, era coadă de sus, de la Teatrul Național, de unde făceam noi, până jos, pe scări, până în stradă era. Tu zici de Lăptăria lui Enache. Lăptăria lui Enache, noi eram sub Lăptăria lui Enache. Deco. Acolo era Cafe Deco, da. Deco, da. Da. Plin, vedete, tot. Ștefan Bărică, venise Chișu, îți dai seama, cu toată lumea. Chișu chiar a crezut că vine. Ștefan ăsta, Jerry Seinfeld. Eram și pe noi, adică eram... Chișu ne-a zis, dacă nu vă iese show-ul ăsta, plecați din București. Garantat plecați din București. Și show-ul a fost atât de bun, că ne-am adunat toți, ne-am făcut nu știu ce, încât un pic a uitat lumea că nu o să mai vină Jerry Seinfeld. Și pe aia s-a urcat Bobonete și a zis, da, era o glumă. Și atunci a luat așa un pum. A început să vină lumea. Cine era? Erai tu, Bobonete? Eram eu, Bobonete și numai Mihăluș. Erau niște oameni care nu mai fac acum. Adică erau, pur și simplu veneau ca să beau bere. Eram plătiți în halbe de bere. Adică dacă ți-a un show, dacă ți-a un show bun, beai vreo 8 halbe. Adică puteai, știi cum era? Dacă un comediant era țapăn de beat la 2 noaptea, a avut un show, era de bine, știi? Da, da. Dacă trebuia să-și mai cumpere el, n-a fost cine știe ce. La data viitoare. Și Seinfeld n-a mai venit, nu? N-a mai venit Seinfeld, da. Dar nici n-a mai dat semn, nu? Uh-uh. E serios. Băi, ce prost ne-am simțit. A venit unul atunci, eram la o terasă jos acolo și mâncam ceva și a venit unul la jucăfâie și a zis, vine domnul Jerry. Și noi a zis, da, aoleu, mă duc că stau în drumul taberei, dar mă duc să mă schimb, că nu pot să mă prezint așa, că vin de la muncă, eu lucrez aici lângă. Și că vin în timp util. Băi, și nu ne-a lăsat inima să-i spune să nu mai vină. Nu ne-a lăsat pur și simplu. Și el pleca acasă să se schimbe? S-a dus în drumul taberei să se schimbe, a luat autobuzul, nu știu ce, și a venit înapoi. Deci, începuturile stand-up-ului e bazat pe o fraudă, sau cum se numește asta, un fake news?
Da, nu neapărat, că până la urmă oamenii au primit ceva, nu e ca și cum n-a primit nimic. Le-am dat ceva, da. Dar nu ce... Dar nu acum, na, bine, poate și Seinfeld nu era... Bă, cine știe, îți dai seama, venea și obosit, că știi cum e cu... Cu drumurile? Cu drumurile, cu LED-bug-urile, cum se numește ăla? Jet lag? Da, 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 leg de ăla, da, 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 da. Ce dracu, mă? Nu știu, că n-am avut... Nici nu se vorbea engleză pe vremea aia, cine știe ce, și ar fi făcut doar în engleză. Eu asta mă gândeam că când a apărut Cerbul de Aur ăla, era... l-au luat pe criteriul ăla, era Ricky Dandel, știi? Era Ricky singurul Dandel, care da. Vorbea engleză în România, da, cred. Da, da, da. În 92 sau 94 era, a zis, bă, Cerbul de Aur internațional, nu știu ce, știe cineva engleză, și a venit Ricky Dandel în fața la TVR. Da, da, da. Și a zis, bă, stând singurul. Cred că era singurul pe vremea aia. Singurul pe vremea aia, da. Bine, și poate și Iliescu, de... că și Iliescu vorbește. A, nu vorbea chiar în engleză. Nu, nu vorbea chiar, adică engleza lui s-oprea la un moment dat. Nu deranja, știi? Era... Eu până aici am venit, mulțumesc frumos. Engleza lui Iliescu se descălța la intrare, știi? El nu deranja pe nimeni. Da. Era... nu bătea pe absolut nimeni. Era... Cum era Dinamo într-o vreme, știi? Da, că nu bătea pe nimeni. Așa era și de totdeauna era acolo. Nicio treabă. Dar când o fi învățat engleză? Cine? Iliescu. Când o fi? Dar eu cred că noi auzeam engleză. Eu cred că el vorbea vreodată engleză. Nu cred că vorbea vreodată engleză. A, chiar crezi că vorbea română, păi, și știi, nouă ni se părea că... Păi el putea zic orice, dacă tu să nu par prost, ziceai English. Look, English, president. E ca la... Și când te duci la o galerie de artă și tot se miră la un tablou, te miri și tu, că nu, chiar dacă nu înțelegi sau nu știi ce a vrut să spună autorul. Mi se pare una cea mai proastă combinație de astea, când te cheamă cineva la o expoziție asta de artă, așa, când tu nu înțelegi absolut nimica, dar pare că e singurul din toți care nu înțelege. Și nici nu știu când să cât să stau acolo, cât să... Că un nici minut... n-aș pleca prea repede, că pare că am fost chiar cel mai proști și n-am înțeles nimic. Și vine o fată și ți explică. Am fost la Praga și Nicolae. Da. Știi pe Adrian Nicolae. Da. A fost la expoziție Picasso. Morților, ceva oricum de ăștia vânduți așa bine. Și na, eu am făcut liceu de pictură, dar tot nu mai am softurile instalate, știi, nu mai știu să așa. Și ne-a zis ăsta Nicolae că un minut trebuie să stai pe tablou. Există o de asta? Da, fiecare... da. Ah, dacă okay. stai un minut, înseamnă că e ceva cu tine și știi ceva, știi? Sub un minut ești... Și cu telefonul. Oh, de 7, 8, 9... Sub un minut ești prost. Ești rău. Prost, ești da. Prost rău. Și dacă trece ce ai rămas 7 minute, ești cel mai inteligent. Dacă... Adică deja ajungi la contemplare, ceea ce e un alt nivel de inteligență. Cât ai văzut tu să contempli? De când ai mai auzit cuvântul, în primul rând? Nu știu, ce faci? Te contempla. Ce faci, frate? Contemplu! Păi plecă la baie, nu știu, nu, bă, ce ai făcut, mă? Contemplam. Ce și trebuie să faci din când în când? Băi, ești, bă... Ai și ceva cu, așa, cu fața, cu ceva? Da, trebuie să te miri, adică trebuie să, puțin trebuie să faci așa. Înțelegi? Mamă, nu credeam. Și, dacă, nu. Și e foarte important să mai cauți în jurul tău, așa, la mod... Mai vede cineva ce văd eu, știi? A, să nu fii... Să dai impresia că te mai bucură cineva pe lângă tine cu asta, nu? Da, adică nu ești singur... da, că nu ești singurul deștept de acolo, da. A, okay. Și niciodată într-o galerie nu treci pe lângă un tablou. Adică nu treci fără să te uiți. Te uiți la fiecare în parte, la fiecare. E nasol la asta de artă contemporană că nu știi niciodată. Care e tablou și care nu. Că dacă vezi un făraș pe jos, s-ar putea să fie ceva din ăla, știi? Că... M-am uitat la un dulăpior odată, că am fost la un moment dat... Frumos, cred că era... Hai mă, de la vechi, așa, frumos, corăjit. Și m-am uitat, un minut. Un minut m-am uitat acolo. Dar era, făcea parte din expoziție sau era dulapul? Era un dulap. Da, era un dulap, pur și simplu. Dulap, da. Acolo, dar n-ai de unde să știi. La asta cu artă contemporană sau nu știu, chiar n-ai de unde să știi. Dar te riști să fii, niciodată, să fii ultimul prost de acolo? Te uiți la orice. Că nu primești pateuri. Dacă scăpatul un pic, spui și asta, dă un minut. Mamă, ce frumos era. Că mai sunt și de-astea care se numesc performance-uri. Da. Și mai e câte unul care face câte o trăznaie de asta și e performance. Adică dacă iei hârtie asta și o rup sau nu știu, e un performance. E un performance, da. Da, da, nu rup hârtie, că nu ești prost. Adică, da, e altceva. Dar, în fine, deci un minut. O să un țin minut minte de acum încolo. Pe ceas, vorbesc o să ce minte trece de peste un minut, contemplu. Deci sub un minut ești ultimul om. Foarte prost. N-am înțeles. Și după faza asta cu Deco și cu nebunia asta lui Chișu, ce ai urmat? M-au dat afară. A fost seara aia și gata? Adică... A, nu, a fost seara aia, mai au fost niște serii în care am băut foarte mult și după aia Chișu a vrut să plecăm cu stand-up-ul din București. Și am cerut 4 lei în plus. Și m-au dat afară.
Da, și tu te-ai aruncat. Se pare. Ana mea, parcă la 3 lei parcă mai merge. Da, bă, da, da, aveam și bani de asta, știi? Ai văzut cum e? Când ai bani, atunci te arunci. Da, știi? Da, că ești când mai relaxat. Bani, zici, cu cât mergeți? Cu 4 lei. Toți mergeau cu un leu, 2, știi? 4 lei și m-au dat afară. Și mai a rămas fără bani. Și a rămas cu ăștia care lucrau pe 3 lei. Nu, a rămas vreo 6 luni de zile, n-am mai făcut stand-up, vreo 6 luni, 7 luni de zile, am lucrat ca director de casting la o firmă de casting și mai venea Costel, mai veneau pe acolo pe la casting și așa și mă uitam cu jind așa la ei și făceam, cum e mă, cum e frumos, e frumos, da, râde lume, e mișto, acum e și pe aia luat afară și pe Boborete. Și asta a fost, cred că șansa mea în stand-up a fost Boborete de 2 ori, dacă să mă gândesc. Pe aia luat afară și pe Boborete și Boborete azi ne face în trupa noastră și m-a luat înapoi în stand-up. Da. A, și v-ați făcut voi... Da, da, ca să se răzbune pe Teo Vioș, Costel. Da, foarte iată, bine. Foarte iată, bine le-a făcut. Povești da. De gangsta din stand-up de pe vremuri. Ce e cu mafia și cu racla? Aici ce treabă, bătălie mă, stelară. Bă, vezi cum își dădeau panciuri între ei, cum mai ești nebun la cap, cum se împingeau de umăr așa când trecea unul pe lângă altul. Hai de capul meu. Dar era o perioadă de asta în care înțelegea lumea ce se întâmplă la stand-up? Adică în care să înțeleagă? Da. 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 Nu înțelege nimeni. Începutul era... Bă, un băiat care... Cum vorbeam de galerie de artă, știi? Dacă râdeau 6, râdea și al 7-lea și al 8-lea, știi? Cumva ca să... Înțeleg și eu, nu că... știi? Nu se înțelegea foarte bine. Dar nici n-avea ce să se înțeleagă. Urcam câte 12 pe seară cu câte 5 minute. Era ceva rău. Urca Octavian Strudilă care făcea un beat despre frigiderul de bere. Adică își făcea doar, ia uite ce frigider de bere, cum stă el așa înghețat acolo și ia câte bere în el, dar el bea berea din el, nu bea niciodată berea din el. Ha, ha, bun, urmează Mihăluș. Și erau oameni așa. Nu, că au un viitor băieți, văd ceva acolo, văd. Era haos. Fete care vreau să șocheze și una, Anda Bârleanu, Dumnezeu să-i dea multă sănătate, că ne-a hrănit cu șnițele pe vremea aia. Dar se urca și vorbea foarte porcos, era o blondă așa, știi, foarte curățică așa și toată făcea, eu sunt c***o, era, nu era pe vremea aia așa ceva, nu. Păi încă se asculta Andre, mă. Încă se asculta, păi Tristariu era șmecher. Avea sala palatului. Dar era haos, total haos. Și... Când am devenit cool? Că eu mi-aduc aminte că mergeam și era Teo Vio și Costel la Deco acum 146.000 de ani. Mergeam, îmi plăcea de tare, mergeam super des și la un moment dat mi-a zis Vio, bă, vino și tu mai rar, că noi cam avem aceleași glume în mare. Da, adică da. Nu, eu înțeleg că ești entuziast, dar mai las-o mai moale. Bă, cred că... Când a devenit cool? Că dintr-o dată acum Teo e... cu cuvinte vulgare atunci când a pus pe net. Eu așa cred. Pentru că... Știu că filmam atunci un serial sau nu mai știu ce, Doamne iartă, mă făceam și am văzut la un moment dat cameramanii, era un cameraman care avea un laptop și pe laptop salvase de pe Torrens faza cu el, adică de-abia atunci a apărut YouTube-ul și chestii genul ăsta, știi? Și salvase beat-ul lui pe care și l-a pus cu cuvinte vulgare, știi? Și l-a arătat la restul, adică era ca pe vremuri cu casetele, bă, uite, Vacanța Mare, hai să spun repede caseta asta să o asculți. Și a arătat la ceilalți cameramani și ăia râdeau și făceau, nu cred, cine e ăsta, ce e asta, ce se întâmplă și așa, știi? Și cred că atunci de-abia a bubuit un pic. Cred că doar faptul că a intrat pe Torrent era o confirmare a faptului că gen e ceva bine acolo. E ceva bine acolo, da. Beat-ul era foarte bun, foarte, foarte bun și s-a răspândit, s-a dus peste tot, știi? Cred că atunci a început să bubuie un pic. Acum mi se pare că e, adică Sala Palatului deja o faceți, sunt mulți dintre voi care fac Sala Palatului, că Sala Palatului înseamnă cât? 4.000 de locuri. 4.000 și un pic, da, 4.000 de locuri. E o șmecherie. Păi e o șmecherie. Singura chestie e să fii constant, asta e toată treaba, știi? Adică, uite, eu am o regulă, pe cei că sunt șeful la stand-up. Eu sunt constant de vreo 12-13 ani în vânzări sus, știi? Și zic, știi ce? Nu mă duc cu același material niciodată de două ori în același oraș. Niciodată. Adică dacă mă duc acum la Timișoara, la Timișoara mă duc peste 7 luni de zile, de exemplu, în timp în care îmi schimb cu totul materialul. Mai fac încă 30 de minute, deci mă duc cu 30 de minute acum, în 7 luni mai fac încă 30 de minute, mă duc a doua oară. Și atunci am o oră și pot să filmez un special, de exemplu, știi? Dar de 12 ani nu există niciun show care să se repete în niciun oraș. Nu există, poți să-mi dai
milioane, poți să-mi faci, nu mă duc. Pentru că e o chestie, că vorbeam și cu Costel la un moment dat și ziceam, bă, nu mai fă șapte date în Timișoara, trei în Oradea, nu știu ce, nu. Pentru că e o chestie, dacă tu pui afiș cu o travă, da? Și zice lumea, bă, vine o travă cu show. Și zice, bă, dar plouă afară. Nu mă duc, că vine oricum peste o lună sau două, știi? Corect. Dacă tu pui o travă acum și o travă vine peste 8 luni și nu mai dă materialul ăla, e altfel. Adică, bă, las-o dreacu de ploaie, las-o dreacu de soare, umbrelă, până mă duc, da. Mă duc investiții. Să-l văd, că nu m-ai prins, nu mai vine. Și cred că de asta e succes. Mai e cineva care face așa? Păi Cortea, că merge cu mine. Și cred că și Micuțul. Și cred că și ceilalți, adică Bobonete știu că mai face treaba asta, nu se duce foarte des, mai sunt. Că mi se pare că, de fapt, cred că contează foarte mult asta cu să ai același număr sau ceva în genul ăsta, să nu mergi cu el, pentru că ți-am zis că mie mi se întâmpla să merg, mie mergeam foarte des și la un moment dat chiar era... Tu mergeai în cluburi în București, nu? Da. Aici e laboratoriu, aici e, acolo le mai... Știi, în club în București, din 20 de minute de stand-up, un comediant ar trebui să încerce o glumă nouă, știi? Să o bagi undeva pe acolo, să o bagi, să o vezi cum merge, știi? În rest, se rulează, pentru că nu e publicul, nu e același public. București e mărișor. Dar cum e? Sunt diferite? Adică, gen, dacă te duci la Timișoara, ai o chestie care să-i lovești pe aia de Timișoara, dacă ești la Iași ceva? Nu de... neapărat, nu. Când te duci în afara Bucureștiului, show-ul e tratat așa ca un fel de eveniment, știi? Aici, în București, na, ce, 20 de minute fac pe la aia. Bă, ce drec. Trecem pe acolo, știi, altfel. E acasă la tine, știi? Te duci în Timișoara încoate, te duci o dată la 8 luni de zile, știi? Și tratat un pic. Lumea e mai entuziasmată, lumea e un pic mai primitoare. În București, bă, înțeleg, în București mai și încerci glumele, adică tu s-ar putea să vii la stand-up să vezi... Dar cum e asta? Cum încerci glumele? Păi eu le arunc din prima. Adică fix la... Dar cum? Îți vine ceva, nu știu, stai cu cineva la masă, nu știu ce, și te gândești la ceva și după aia... tot înregistrez, sunt un fel de Vadim Tudor pe vremuri. Tot. Fără gură. Fără fular. Mariana aducea sfladoare. Tot mâncați-aș gura ta, deci sunt avid după povești, ai de capul meu, deci mă duc, caut, mă duc pe la piață și bag pur întrebări. Adică dacă am eu, vreau să art deco sau influencer sau nu știu ce, mă duc pe acolo, pe la doamne pe la piață și zic, doamne, cum mai trec influencerii pe aici și încep alea să zic, să mă și cu influencer ăștia, că am eu o nepoată, care... și ce e cu nepoata noastră, știi, și încep poveștile. Eu toate numerele mele de stand-up, adică când fac o glumă, le încerc în oraș. Mă duc la benzinărie, mă duc la... O dai până alte părți. Da. Încerc pe toate categoriile de public. Mă duc până la benzinărie, vreau și eu, am pompa 6 și apropo, ați văzut că acum au desconspirat aia la Pentagon cu... și începe aia să zică. Și eu bag de la mine și ea bag de la ea și tot așa. Mă duc la spălătorie auto. Vă dau și pe la jante? Dau și pe la jante, dar... ce e cu Schengenul ăsta, a? Și ăla zice, lasă-mă cu Schengenul, că e o șmecherie cu Schengenul ăsta, că nu știu, și pa, tot înregistrez, tot. Plus că sunt niște joburi de-astea unde sunt multe povești. Informații, da. Da. De la băiatul care pune gresia sau nu știu ce, care află, știe tot și oricum pe el sună primii când e... Când a venit COVID-ul, dai seama că pe ăla l-a sunat. Când a fost COVID-ul, toată lumea știa despre ce e vorba. Da. Toată lumea. Și cu cât ești mai, adică cu cât ești mai la firul ierbii, cu atât știi mult mai multe informații. Total. Că ele vin direct așa pe... Fiecare garsonieră de militar primește câte o... Informația asta foarte importantă. Păi acum trebuie să primesc semnalul de la un băiat de la, de la spălătorie dacă plec din țară sau nu. Și azi cum anunță el. Încă stai liniștit, Cătălie. Stă acasă ăla, nu știu ce, acum caută pe net tot felul de date. Și la un moment dat o să te anunțe. Clar, și ce faci când afli? Când aflu că trebuie să plec? Da. Plec, dar nu plec din țară. Mă duc până la Arad. Și tu ești nebun, dar noi... Dar le dai teme? Le dai la toți, le dai teme? Temele dau, da. Și după aia te duci să-i verifici? Păi văd exact ce se întâmplă. Culeg, după aia mă duc acasă. Și după aia încep să fac, asta stă bine. Bă, vorbe, sunt vorbe de alea de duh, sunt chestii pe care le spun ăștia. E vulgar. Se vorbește liber la tine? Da, se mai și vorbește, da. Da? Da. Am auzit una
Nu mai de mult am auzit-o. Că se plângea unul, se plângea de gagică sa. Știi? Și în timp ce spăla mașina, se plângea la celălalt care o usca. Știi? Adică ăla spălătorul se plângea la uscătorul. Și ăsta uscătorul a zis, dar ce-i cu tine? Ce-i așa? Lasă-mă, mă, dacă e fițoasă, mă, mâncați-aș. Bă, la început nu era așa, făcea și se plângea de aș, nu știu ce. Și la a dat o vorbă de m-am întors așa, că a zis că e atât de fițoasă încât suge pula cu paiul acum. Bă, nu. Înțelegi? Și o înregistrezi, nu o faci la benzinărie. O înregistrezi, o notezi acolo și vezi tu unde se potrivește mai încolo. Ai un carnețel pe care scrii sau ceva? Nu, telefon, telefon. Telefon. Da, da, da. Aveam înainte carnețel, dar mai și consumam alcool și am pierdut multe chestii. Plus de asta, că pe telefon poți mai înregistrezi cu vocea. Voce. Că eu notam așa, babă, mov, dresuri. Dar eu atunci când notam toate chestiile astea, eu știam exact despre ce e vorba. Dar după aia când dădeam paginile la agent, era, ce treacu era cu baba și cum așa, că nu stăteai să scrii de mână tot ce tot, trebuie. Da. Na, niciodată. Dar acum e mult mai ușor, că știi, zici exact. Dacă îți fură cineva telefonul, e gros. Da, auleu, mi-a luat foc telefonul în mașină și a rămas fără telefon. Și nici nu salvasem pe cloud și așa. Mamă, am ajuns la un hacker de prin Târgu Jiu, noaptea la două, să repare telefonul. Eram disperat, aveam toate materialele acolo, toate notate, toate așa. Nimic, a rămas fără nimic. Și hackerul din Târgu Jiu a rezolvat cazul. Mi-a recuperat mâncața. Da. Deci a pus... Știi tu, un băiat, știu pe hackerul din Târgu Jiu. Ăla, când ai nevoie, te duc el la el. Lucrează la resurse umane acolo. La... Și era cu telefonul meu ca un Frankenstein, așa, știi? Avea o baterie, o băgase într-un display cu niște fire, cu așa la două noapte și mi-a recuperat tot. Pai de cap. Deci hackerul din Târgu Jiu. În Târgu Jiu acolo e... În Târgu Jiu, da, da, se dobore exact. Mi-a luat foc telefonul în Caracal și în Târgu Jiu s-a întâmplat toată treaba. Nu știu, dacă o să-ți povestesc, dacă vrei să-ți povestesc întâmplarea asta. Da, vreau să-mi povestesc. Cu telefonul. Eu atunci eram în perioada de despărțire și chestii de genul ăsta. Și eram aproape de finalul despărțirii, știi? Adică când după un an de zile de tot despărțiri, se adună. Ca războiul ăla, dacă vorbeam noi cu daci și romani, un an de zile, așa a fost. Exact. Și atunci am intrat eu în mașina de turneu să mergem la Caracal, aveam primul show. Și pe drum eram supărat, foarte supărat, cu gluga în cap, cu nu știu ce. Și la un moment dat, fiind van, telefonul meu a căzut sub scaun. Și știi că sunt alea de se rabatează, da. Scaunele așa, știi? Și m-am dat jos să-mi iau un suc. Când am venit înapoi, colegul care stătea în spate a tras scaunul înapoi. S-a făcut ăla. Și s-a făcut, nu a prins telefonul. Dar după aia a început să tot tragă de el până când a explodat ceva, un fum, foc. Și l-am văzut pe ăsta cum scoate telefonul meu așa, care a luat foc. Bă, după un an de... totul negru și așa, când am văzut și telefonul că ia foc, am zis, ce mai vrei? Mă, mi se părea absurd. Mi-a pierdut telefonul, cortea a zis, mergem la Caracal, se închidea magazinul de telefoane la 6, am ajuns la 6 fără un sfert, ăla a zis că nu-l mai are în gestiune, dar e un magazin lângă aici și când am ajuns în magazinul ăla, poți să-i dau numele? Da, pe oricum, Flanco. În Flanco, eu eram năpăstuit total, a început să-și plouă afară. Bă, deci exact ca în filmele alea cu proști. Rău. Cortea care făcea, îl salvăm, era cu telefonul așa, îl salvăm. Eu eram plouat, plâns și plouat în același timp. Colegul care făcea, îmi pare rău. Și am intrat la Flanco, merge la un băiat acolo pe care scria Flanco și zic, unde aveți telefon? Și la ce? Exact! Zic, nu cred că, nu, deci am dat peste programul ăla, știi că sunt unele magazine care angajează. Am început să plâng în Flanco și să râd și în timpul ăla, în toate boxele din Flanco era o manea. Maneaua respectivă era, de ce ai plecat? Pare film, mă jur pe cea mai sfânt. În momentul când s-a auzit maneaua, de ce ai plecat, iubirea mea, cortea s-a dus și a scos toate boxele din priză, din Flanco, așa frumos, și a venit ăsta care făcea la mine, tic-tac, băi. Ți-ai luat telefonul ei, mă? N-am luat telefon de la ei, pentru că băiatul m-a dus la șefa lui, care șefa lui a zis, oh, Bordea, du-te, dracu, dai să vezi cum face nebunul glume acum. Și eu eram top.
plâns așa. Mi-am luat telefon, dar nu am putut să recuperez datele. Și mi-a zis asta, știu eu un băiat în Târgu Jiu. Știi ce-i băiatul? Da! Duceți-vă aici în Caracal, faceți show, diseară plecați la Târgu Jiu, vă așteaptă omul la două, la Resurse Umane în Târgu Jiu, ajungeți acolo să rezolvă telefon. Și am ajuns, mă. Și mi-a făcut toată treaba. Mamă, băiatul de la Resurse Umane din Târgu Jiu, toată lumea știe. Se întâmplă des asta cu mărăneala asta, zici tu o glumă, zici tu ceva, zi da. Un banc, zi... Da, da, da. Da. Ce cum reacționezi la... Nu fac. Bă, noi eram și, noi suntem și sălbatici, mă, adică... Noi dacă o fi la alte meserii, știi, de exemplu, dacă ești doctor, ia mă, operează și mie. Da, ia, ia operează, mă. Pune mâna pe mine să vezi dacă... Ceva, ia, ia vezi alunița asta, da, ce-i cu ea? Ia vezi, ce... Da, la curve. Mamă, da. Și acolo da, e... Acum... A toate meseriile. Nu ți-ar trece prin cap, adică nu... Deci ba da, să... da, da, cum dracu să nu se treacă prin cap? Da. Ți-a zis Chielu, a avut o vorbă mare și, și se aplică și în comedie și așa că, bă, nu faci și acasă, știi? Adică o actriță porno, de exemplu, nu faci și acasă ce faci acolo, știi? Așa e și cu noi, adică, bă, faci pe scenă, dar nu faci și acasă, nu faci și la restaurant și nu așa, glume, glume, glume. Noi fugeam după show-uri și încă se întâmplă să fugim. Adică nu prea stăm cu oameni la băut, nu prea stăm cu oameni la socializarea de asta în cluburi sau așa, pentru că se așteaptă ca tu să fii... Hai. Bag-o și pe aia, da. Da, da, da. Mă gândeam cum o fi o actriță de asta porno acasă, cum croșetează ea, știi, gen, vine la bărbat, hai să facem sex, sex, tu te doamne, iartă mă, dar cine mai vrea să facă sex? Hai să facem, uite, gogoși. Ce să facem gogoși? Altceva. Da. Altceva. Și, adică, nu te enervează să zică cineva, nu? Sau depinde ceva. De ce stare mă prinzi. Cum te ia, da. Da, asta depinde de ce stare mă prinzi. Dacă ești agresiv, că sunt unii care sunt agresivi, ia, fă o glumă, ia, faci tu o glumă. Oricum pare că e gen, indiferent ce îi face, nu, să-l miști. Dar nici nu vrei să-l miști, adică nu-ți trebuie. Da. Dar un om care zice, fă și-mi o glumă, nu o să râdă niciodată. Este... Înțelegi? Bine, alta. Niciodată. Altă glumă. Astea-s glume? Asta... Oh, nu știi? Sau, eu știu pe unul care, Marian de la noi, care face glume mult mai tari sau ceva genul ăsta. Ceau, dar stai, dacă da. Poți să spun eu una și poți să o folosești, fii atent, poți să... Mi-e frică de ce poți să o folosești. Dar vezi că fiecare are, mi se pare că e... La un moment când începe unul să facă un bancuri sau să zică bancuri sau nu știu ce, și la un moment tot timpul parcă e o presiune de asta că toată lumea trebuie să spună unul care e mai mișto decât ăla. Da, 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 da. E și începe o dileală de aia tâmpită cu unii care n-au habar, adică n-au niciun fel de, nu, deloc, zero, nu poți să spună un banc sau da. Ceva din ăsta, dar te cumva se, stai, nu, zic eu unul mai tare și ți-l spune de la început că e mai tare, adică ți-l targetează, bă, ce, o să fie mult mai tare decât da, ăla, da, știi? Da. Dar știi că tu în timp ce spui bancul, eu mă gândesc la altul. Da, 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 da. Știi, te ascult. No. Dar, fii atent. Da, da. Asta e ca aia. Ce faci? Te-am sunat, ce faci? Deci, și tu zici, bine, deci hai să vezi ce mi s-a întâmplat mie. Deci am avut așa de... Adică, da, mă, stai, mă, m-ai sunat ca să mă întreb ce fac sau ce faci tu? Adică... Bă, plăcerea mea după spectacole și așa e dacă stau cu oameni să le au poveștile lor. Este fantastic deodată, adică sau să cunosc, să dau peste personaje, peste oameni. Eu nu pot să uit pe aia de la, pe fata de la Prundul Brâgăului, deci fata de la Prundul Brâgăului este ceva, bă, nu e amuzant, dar imaginea este ceva incredibil. Iar o să zici că e film. Erau gemene. Au venit la show, la o terasă, făceam la terasă și așa. La unde? Mai zi o dată, cum se numește? Nu pot să zic cum se numește. Nu, se... Burgăul ăsta cum era? La Prundul Burgăului. Prundul Burgăului? Nu la Prundul Burgăului, nu la Prundul Burgăului, la Bistă Năsăud. Îmi pare că e joc de la de cuvinte ca să ai de asta, dicție sau ceva în genul ăsta. Prundul Burgăului. Nu, Bistrița Năsăud. Ok. La Prundul Burgăului e altă poveste. Bă, una... cu minte, îmbrăcată într-o rochie albastră de seară, bă, ceva frumoasă de nebunești, bă, tot. Și s-a pus la masă așa să stăm la ceva de, să bem ceva. Și a băut, cât a vorbit cu noi 20 de minute, a băut o sticlă întreagă de whisky. Era și setea, mă. Știi? Era și cald. Bistrița Năsăud, da, adică da. Era și cald, că era vară. Și la un moment dat s-a schimbat, gata, nu mai era, știi, era cenușăreasa rea la un moment dat, știi? Bă, și a zis, bă, pentru voi, o să scuip universul pentru voi. Și o cum face asta, cum scuip universul? Și-a ridicat capul așa, o travă,
și a scuipat în sus. Bă, da, de-aia, de băiat. Bună, da. Înțelegi? S-a întors să vorbească cu noi, a uitat de... Că venea universul, că venea universul peste ea. Și universul i-a dat-o la voi. Și cum stăteam noi și ne uitam la o splendoare albastră, așa... Nu știu că universul lucrează pentru tine, nu știu că tu poate să-ți dorești sau ceva, nu știu cum e aia. Exact. Și ce, a rămas cu universul. A rămas cu universul, uite așa, pentru că ea n-a simțit atât de beat, era încât n-a simțit că a venit înapoi și i s-a pus așa și bucălaie făcea, nu știu cum să-i spună, că bă, vezi că te-a scuipat universul înapoi, înțelegi? Dar genul ăsta de imagini, genul ăsta de povești, pe astea le urmăresc. Adică decât să fac eu glume la masă, mai bine văd o chestie de genul ăsta, știi? Păi cum e sătul să faci tu glume? Bă, da. La masă, așa gen... la de-astea cu niște tineri entuziaști, adică e mult mai mișto să vezi ce se întâmplă acolo. Da. Și cred că ai o grămadă povești de-astea cu tot felul de trăzniți de ăștia de pe la... care mi se pare că la voi la show-uri la astea mai și dai un pic cu băutură, cu nu știu ce, te mai și relaxezi așa un pic și le dai pe alea cele mai bune din tine, adică... Da. Scoți... Și mi se pare că fiecare are impresia că gen oricum el, bancul lui sau ceva o să-l folosești tu clar... Că e mult mai bun decât... Da. Bă, pe unele le-am... Adică unele chestii le-am folosit. Cum îi zice... povestea polițistului din satul mare, exemplu, pe aia am folosit-o. Cunosc niște polițiști în satul mare absolut fantastici. Adică nu există. Și gluma din stand-up era că l-a oprit pe unul, și întâmplare adevărată, omul mi-a povestit-o. Polițist care lucrează la rutieră. Și l-a oprit pe unul, l-a pus să sufle în etilotest, l-a n-a vrut și era recalcitrant, că nu, dar era clar băut. Da. Și colegul polițistului care era în mașină s-a dat jos și a zis, bă, suflă țin, mătică, dacă suflu eu o să fac dosar penal. Înțelegi? Adică genul ăsta de povești sunt absolut fantastici. N-ai cum să le inventezi. Că asta mă lupt câteodată cu chestia asta, că mai sunt unii care zic, bă, le inventez. Bă, n-ai cum! Adică n-am cum să stau acum să inventez situații. Polițistul în satul mare, fata în albastru pe care o scui pe universul. N-am cum! De asta am pus poza aia pe Instagram acum. Că dacă eu zic ție că am băut șampanie cu o lebădă la turul Eiffel, tu mă crezi? Dacă erai în Austria 90, atunci te credeam. Când mâncau băieții lebede, când plecaseră la studenții din România, da. Ai mai băut și ce mai? Tot așa? Bețivă? Lebă tot, de așa, de la... da, tot așa. Da, ciugulit. Oh, oh. Nu se lasă, e o nebună totală. Dar zi un pic, ce cu teoria conspirației? Care e... Bă... Care e treaba? Eu sunt pasionat de teoriile conspirației. Păi, și știu că mi-am dat seama când te duci la, dacă te duci la toți ăștia, la benzinării și la de-astea, când iei toate focurile alea. Toate focurile din lume. Mai sunam și pe la țară, pe la bunic, mă mai întrebam care treaba pe acolo, care nu știu ce. Eu sunt pasionat de teoria conspirației, între ghilimele teoria conspirației, și că, din punctul meu de vedere, teoriile conspirației erau și strigoi. Știi, când, știu că punea bunica mea, murea cineva și la un moment dat punea niște făină albă pe un ziar în fața casei să vadă dacă vin tălpi, da. Dacă tălpi, știi? Și era clar, dar ei nu făceau nimic în sensul ăsta, adică dacă chiar erau tălpi a doua zi, făcea, na, uite, ți-am zis. Mi se pare că în teoriile conspirației și asta cu strigoi și cu tot fantomul, nu știu, omul doar vrea să aibă dreptate. Uite, mă, ți-am zis, dar nu e nicio soluție după aia. Știu că eram pasionat de mic de poveștile astea, de toate tâmpenile astea. Le caut acum. Îmi place să stau la un șpriț cu micuțul și să-mi spună, micuțul e perfect convins că noi trăim într-o simulare. Nu râde, e perfect convins. Și tu acum ai fost controlat de cineva să râzi, adică să iei subiectul în derizoriu ca să nu se prindă alții că e pe bune. Dar micuțul crede că noi trăim într-o conspirație. Boschetarii, de exemplu, că discuțiile noastre sunt următor. Ok, dar dacă trăim într-o simulare, care-i faza cu boschetarii? Și o să, boschetarii sunt avataruri lăsate de izbele. Și dacă n-ai mai avut timp, dacă n-ai mai avut bani să-ți plătești avatarul, tu ca extraterestru... E varianta demo. Fără skill-uri, fără nimic. Avem ce varianta demo. Băieții aduc. După aia, dacă vrei să-l crești, știi, dai... Dar încep să bagi bănuții, da. Că și din boschetar, dacă începi să bagi bani, începe să evoluezi, adică da. Exact.
Bagabantele. Ce sunt bagabante? Adică eu ca extraterestru, de ce mi-aș lua avatarul bagabant? Și aici vine altă teoria conspirației. Bagabantele sunt viruși. Înțelegi? Okay. Deci tu ai un avatar în care tu ai muncit, tu ești țireac, de exemplu, știi? Pe tine te controlează un super extraterestru și ai ajuns la nivelul de țireac, nivelul ultim, că după țireac nu mai există, adică gândește în țară, care e următorul nivel? Nu mai e. Lui se cădă cu cap. Și vrea că vrea să iasă, nu. Și genul ăsta de, adică dacă controlează bagabantele iau, știi, îți iau banii, îți iau chestiile, te fac să-ți părăsești familia, virus. Adică ți-au aburit toate setările, tot ce ai construit așa. Și astea sunt discuțiile noastre la șpriț, lungi, foarte, foarte lungi. Divorțul, ce e divorțul? Divorțul înseamnă resetare, adică că mama extraterestrului trece pe lângă calculatorul extraterestrului și scoate calculatorul din priză și pierde toate setările și practic s-a dus tot. Și e de la zero, după aia... De la zero, ei, da. După aia dacă e două eroare, l-aduci pe un băiat, mai dai un restart. Da, și adică tot așa, exact, da. Deci astea sunt discuțiile mele cu micuțul doar, da? Cortea vine pe altă parte. Cortea, de exemplu, se bagă chestii în pui. Pui, vezi că nu-s de aici. Pui, s-a duși. Pui, tu râzi, da? Treaba păi ta. Râd că m-a făcut ăla să râd. M-a apăsat. Normal că râd. Băi, și tot așa. Și la un moment dat am zis, bă, vreau să fac un beat despre asta, vreau să fac ceva despre asta, mi se părea foarte interesant. Am început să mă uit la televizor, să mă uit la posturile astea TV, de astea, rachete, știi? Da. Alea. Dar te uiți de la o anumită oră încolo, nu te uiți tu ca începătorul de la 8 seara când sunt alea adevărate, nu? După 10-11 încolo când scop băieții marfa bună, știi? Atunci e șmecherie, crede-mă pe cuvânt. Ce îți bagă în apă? De ce te speli pe dinți? Păi vezi că se bagă chestii în păriuța de dinți. Dovada e că acum se pun fațete. Doar aia cu bani își pun fațete, nu își pune oricine. Înțelegi? Tu te speli pe dinți și automat te controlează. Vezi, s-a băgat anxietate. De asta nu mai iese lumea la proteste. Ai mai văzut proteste? N-ai mai văzut. De ce o bagă în pui sau în ce? Anxietate? Nu ți-o bagă în zi. Am văzut că e, acum e multă anxietate. Se dă... Era înainte? Zi-mi tu mie dacă era înainte. Pe cum e așa? Cât de frumos e așa lumea la proteste? Da. La orice. Uite, în Franța nu există anxietate. Au scăpat de aia. Au avut, dar au dat-o, mi se pare. Au trimis-o înapoi în... E și anxietate și de asta, e cum îi spune acum, e la toată lumea e alergică la ambrozie. Ambrozia. Ambrozie. O aveai în curte? O aveai. Trăiai cu ea? Da. Dar știi ce s-a întâmplat de fapt? Că la fel, am o teorie și despre asta. Păi au apărut gândacii care put urât când îi deranjez. Care vezi că e o șmecherie, ea trebuie să stea acolo să te asculte. Înțelegi? Nimeni nu-i mută că put urât. Știi? Și decât să pute urât, îi mai lași acolo. Păi ați băgați chipuri în ei. Cum se numesc? Cicade? Sau de cum? Fapt, miroseau frumos, dar a băgat mirosul în ei. Și... Da, și asta cu ambrozia la fel. Era o teorie la fel. La șpriț vorbeam despre asta și era... Nu mai știu ce era. Era ceva de la Dumnezeu, adică era doar nu mai știu exact, era cu ambrozie. Oricum am trăit cu ea și acum nu mai, e dușmanul nostru. Dușmanul nostru, da. Păi strănuta cineva înainte de la ea? Și dacă strănuta, îi spunea sănătate și tot ce mai departe. Exact. Aveai noroc în viață. Da, strănutul era noroc în viață, acum ești bolnav. Plus, când te c***i rumbelul imediat, cei la loto și jucai, adică aveai niște de-astea, că semne, mă, le primeai de undeva, nu era... Venea porumbelul ăla, făcea pe tine, te duceai la loto. Era clar, erau... Tu ai văzut mergeau, două ouă de porumbel vreodată? Ouă de porumbel? Unde sunt ouăle de porumbel? Nu mai sunt nici ele. Le mănâncă porumbelul. Ce... S-a dus direct. Vin deja mari, nu? Băi, n-ai cum, mă fascinau. Și la un moment dat mi se păreau basme de spus adulților. Le adun pe toate? Le adun. Mi se pare incredibil cum poți să aberezi pe un subiect. Știi? Adică cât poți să te duci de tare pe un subiect. Cât poate un adult. De asta că mă uitam la televizor și vedeam, bă, oameni îmbrăcați la sacou. Eu când te văd pe tine îmbrăcat la sacou, eu am încredere în tine. Cine se mai îmbracă la sacou dacă nu oamenii, știi, care au ceva de spus? În rest... Și ele se mai îmbrăca la oameni, da, a renunțat. Păi vedeam oameni îmbrăcați la sacou, oameni care plecau de acasă, știi? Și când
de, când vorbeau despre chestiile astea, era nu pot să cred. Deci nu, mie mă spăreau basme de spus adulților, știi? Scufița roșie, teorie conspirație, nu intri pe acolo prin așa, că e un lup care te mănâncă, care nu știu ce. Așa mi se păreau. Și de astea m-au fascinat atât de tare și mă fascinează în continuare, adică mai adun, da, mai așa. Nu se termină niciodată asta. Niciodată. Și de asta cumva specialul ăsta se numește așa, pentru că e legat foarte tare de chestia asta. Teoriile conspirației. Și bănesc că și în perioada pandemică ai avut o grămadă de, nu, de... Ce, cu vaccinul și cu așa? Da, nu s-a... Ai avut multe informații, adică... Le evitam un pic pentru că eram speriat. Chiar eram speriat. Pe mine m-a interesat foarte tare în perioada aia asta cu cuplurile, știi? Acolo, că mai știu cine zicea, că s-a făcut boala, deci s-a făcut boala ca să stea lumea împreună, ca după aia să despartă. Înțelegi? Dar de ce să te despartă? Fii atent că o să... Deci, tu ești pregătit pentru ce o să zic acum? Nu sunt, dar nu o să fiu niciodată pregătit, dar zi. Tu ești pregătit? Bun, fii atent. Aș fi preferat să rămân între noi, dar da, asta, da, e, să... asta e. Da. Asta e. Vezi tu cum o montez. Epidemia de despărțiri care s-a petrecut după epidemia de coronavirus și după aia tot ce alte ramuri, că erau să te încurce, e ca să crească prețul la piața imobiliară. Nu înțelegi. Bă, nu, e mega logic. Adică... Gândește-te. Noi doi suntem împreună, da? Noi doi am stat într-o garsonieră. Dar dacă noi doi despărțim, două garsoniere se închirează. Înțelegi? Automat e cererea mai mare. Deci toată epidemia de despărțiri s-a făcut pentru a crește chiriile. Mi se pare corect. Și de-aia a crescut și benzina, că te deplasezi. Și benzina, pentru că te deplasezi două mașini, mobila, da, se vinde în draci, pentru că acum mobilez două case. Abonamentele la telefon. Bine că noi eram trei în casă, că trebuie să luăm trei garsoniere. Nu era singura bela. Și le faci pe astea pe toate și le faci într-un moment de ăsta? Ai toate... Da, bine. Care durează 24 de ore, că ăla, Marco Carola, la care e ăla, care pune muzică la Sunwaves. E unul de pune, nu știu cum... Ele erau adunate mai multe, dar în special am păstrat bitul despre teoria conspirației, care se leagă și cu mersul la psiholog acum, că știi că e o modă, e o chestie, e o treabă să... Modă. E... Da. S-a normalizat toată treaba, știi? E ca la podcasturi, la fiecare de ăsta de bloc, la fiecare palier e un podcast și un băiat care merge la terapie, exact, sau psiholog. Exact. Da. Știi, și așa erau legate, adică din teoriile conspirației mă duceam spre zona asta de a normaliza mersul la psiholog, mai ales pentru bărbați. Și la început, știu că am început materialul ăsta, reticență în sală să mă bată mama, Doamne ferește, femeile aplaudau. Femeile erau, da, dădeau coate la lor, uite, am zis, uite, mamă, în rest, bărbați, nimic, mormânt. Și ușor au început să, știi, să se mai deschidă. Te-a schimbat într-un fel Asia, Africa. Europa Express, când nu mai știi, America, tu nu știi ce ai fost, ai fost pe Asia? Am fost pe America, Mexic, pe Guatemala, pe Mexic, pe asta, da. Bă, da, te schimbă, ce... mă, normal că te schimbă. Mergeam noi când eram mici, în Guatemala, când ne trimiteam mama să luăm pâine. Pe africana, pe acolo. Te schimbă că eu mai am frică acum, asta e singura chestie, nu mai am deloc. Frică? Frică. E foarte ciudat, crede-mă pe cuvânt. Cum ai scăpat de... Pur și simplu am scăpat de frică. Deci gen, pur și nu simplu... mai se poate întâmpla nimic? Și dacă se întâmplă aia? Adică nu mai am nicio treabă. Mă duc la băieți mai mari decât mine. Ce vrei, mă? Bătaie. Mă umblu prin cartiere de așa, adică n-am nici o treabă. Nu mai am nici de înălțime, mă dau în tiribombe, noi nu mă dădeam. Mi-mi plăcea gravitația, nu înțelegeam de ce te urci până acolo, nu înțelegeam de ce face aia. Nu mai am frică de înălțime, nu mai am frică de bătaie, nu mai am frică de nimic. După asta. Deci dacă vrei să scapi de orice, te duci la... Te duci pe acolo. Da. A fost greu? Bă, da. E greu, nu? Bă, da. A fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că... Iartă-mă. Te vulnerabilizează foarte tare. Adică trecu să mai ai, ești singur cu prietenul tău. Și îi vezi pe băieții ăia cum arată. Adică îi vezi cum se uită la tine, îi vezi ce zic și așa. Ăștia nu dau multe chestii la televizor. Dar te voi amatar, cabron. Te voi amatar, gringo. Adică de alea. Înțelegi? De asta mor pe...
nici nu vreau să-i dau numele, că băiatul ăsta care a fost acum și zice, aoleu, dar să nu mai vorbiți voi că nu știu ce, că au fost schimburi de focuri și că nu știu ce, bă, s-au tras și la noi, adică se trage în continuu pe acolo, adică am fost acolo. E greuț. E greu. Te bate gândul să faci ceva filme de-astea, că toată lumea face filme românești acum cu... Nu? Ești bă, de, nu. Categoria să... Nu, Micuțul e pe... Micuțul e Micuțul, fiert, bă, da. Eu sper totuși să se scoată un horror românesc. Dar un horror de la mișto. Dar n-a existat niciun horror românesc? Nu, Capra cu Trezi acum, dar te sperie mai mult că e Maia Morgenstern. Și atât. Care vorbește, știi? Da, da, știu. Am are o privire anume de te sperie, da. Te face, te simți foarte prost. Dar la filme românești te uiți? Nu. Nu. Adică am văzut, cum zice, mă, team building și am râs. Că m-am dus așa, știi, m-am dus, nu cred că o să arătă. Bă, am râs, foarte bun, foarte mișto făcut. Te-ai dus că ai citit înainte comentariile alea sper nebune de la tot felul de oameni de aia nu, care spuneau... Nu, m-am dus că e micuțul, e prietenul meu și că... Nu, obligat. Și am zis, bă, vin, știi? Și după aia chiar am râs, chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu, da, mi se pare că e, adică, chiar se fac foarte multe comedii în ultima perioadă, gen chiar se fac multe comedii. Și ceea ce nu se, că până acum era toată lumea, nu, pentru comedii, noi facem numai filme de festivaluri, de astea, de alea, de învârteau ciorbe. Da. Și acum, gen, mi se pare tare că au, că e și Miami Beach acum, văd și că totul promovează 2, da. Codin. Bă, nu, știi că e bine să se deschidă piața asta, știi, să nu mai stai să te întrebi, o fi bun, o fi bun, ce-o crede criticul, ce-o nu știu ce. Bă, și dă, Doamne iartă-mă, niște filme acolo. Mai expunem numai tablouri de alea care trebuie să înțelegi tu. Bă, trec o comedie simplă și ușoară să râd om. Se pare doar ideea de critic de film. Adică el niciodată nu o să zică, dacă el e critic, adică ce, o să zică ceva de bine? Adică bravo, nu, există lăudător de film? Da, lăudător de film. Nu zic, vreau să invit și doi lăudători de film în sală să vadă și ei film. Bă, da, Margareta Nistor mai e, nu? Da, da. Asta, ea asta face toată ziua, tu știi? Ce, vede filme? Da. Am văzut un interviu cu ea și o întreba cineva, ce faceți dumneavoastră într-o zi? Și a zis... Se uită la film. Era cu recomandă. Da, stai un pic. Stai gata, poți. Da. Asta face toată ziua. Deci după ce face duș, doamna Margareta, filme tată. Eu cred că și în baie are un televizor. Zici? 100%. Unde ceva, rulează ceva acolo. Măcar trailere. Dacă n-apucă să văd tot filmul până la cap. Și că am avut un interviu cu doamna Margareta Nistor de mult, tare de mult, de mult, când făceam eu o copie după Zach Galifianakis cu Between Two Ferns și am întrebat-o dacă e divorțată și a zis că da și am zis, da, de ce v-a tradus, știi? Și a râs, mă, și m-am bucurat. Foarte bună. Ani mai târziu. Da. Ani mai târziu, tot la filme se uită. Ia tot la filme se uită, da. Nu s-a lăsat. Aș face un horror, chiar aș face un horror, dar am înțeles de la micuțul că să faci un horror costă foarte mult. Îți trebuie efecte, să-ți trebuie chestii, nu știu ce, știi? Faci un horror undeva într-o cabană la Moeciu, știi? Niște adolescenți, exact de la clasic. Prost, așa, da, știi? Da. Mă duc să fac un duș și țip tare, știi? Cu mobilă care scârție, cu babe posedate, dar aș băga tot. Adică dacă iau bugetul, bag absolut tot. Și la final apare Maia. Din ăla, din lupul cu căscufiță, Capra 3, da. E vreun film care ți-a plăcut în ultima perioadă? Sau vreun serial la care te-ai uitat și ți-ai zis, mamă, ce... Am văzut Tus la King. Mi se pare, dacă ai peste 35 de ani și ți-a plăcut Stallone când erai mic, ți-a plăcut Rambo sau așa, te uiți la Tus la King. Deci Tus la King e exact Stallone care iese din pușcărie, mega botoxat, mega tot arată, bă, știi cum, umflat tot așa, 75 de ani, dacă când îți pun cazi. Și asta mi se părea absolut fantastic, adică se certa cu unul în serial și mi dădea una așa la cădea și după aia era în comă și nu-și mai revenea cu maxilarul, știi? Și totul e pe masculinitate, de aia tot pe BDS, așa. Exact Rambo ăla de pe vremuri. Dar mi-a plăcut și râs și amuzant și tot. Erai fan Rambo? Da, cum trecu? Cum trecu? Hai de capul meu. Aveam bentiță de aia. A, dar ai avut de aia de... Cum? Aveam și părul creț. Trebuie să-ți dau o poză, vezi, eu aveam părul creț. Și acum l-am, dar... Da. E un interviu cu, nu știu cu cine, cu un de-asta, ceva de-n politic și îl întreabă de
că are păr vopsit sau ceva din ăsta și spune că în primul rând că se dă cu un șampon și zice în primul rând ca să te dai cu șamponul ăsta trebuie să ai păr. Se pare, adică chiar mi se pare ok, adică primul trebuie, dacă l-ai bifat pe asta cu părul, știi, da, la tine nu merge asta cu șamponul, că nu ai scăpat de el. Mi-a expirat un șampon. Oricum, plătești mult mai puțin, nu? Adică șampon nu... Mi-a expirat șampon. Expiră? Vorbesc foarte serios. Chiar expiră la, la 2 ani de zile. Da? Da. Și știu că m-am dus o dată să mă... Dar nu mă spăl pe cap, că nu mă spăl. Mă polișez mai mult așa, adică iau ceva și frec un pic, știi? Și am văzut șamponul la care expirase și mi-am zis, dă o dracu de treabă, știi? Acum m-a sfătuit o tânără domnișoară că ar trebui să... Cu, aia, cu sare de Himalaya, care nu expiră niciodată. Mă spăl cu sare pe cap să mă lingă oile. Nu știu, că scrie la aia, la sare de Himalaya, că expiră și aia la un moment dat. Da? Și, da, ci că și aia expiră. Nu știu de ce, cum. Că bănesc că pe Himalaya, dacă duci acolo, adică poți să iei. Nu știu, asta e expirată, nu e. Dar luați. Da. Ai cârcium în care mergi în București? Ce-ți fac? Cârcium. Am cârcium avea, de acolo stau, dar acum am început să ies. Mă duc în Apollo. Și dacă da, mă, știi Apollo? Și orice, da. Bă, eu n-am mai ieșit de mult. Bă, băiatule, bă, mâncați-aș, bă, băiatule, bă. Bă, e ceva, dar cred că e o convenție. Ori sunt eu prea bătrân, ori sunt ăștia prea... Dar nu eram eu, dar nu eram așa. Nu eram așa. Bă, e o convenție, adică... Tot zic asta, nu eram așa. Nu, da, bă, dar nu eram așa. Bă, jur. Deci intră în Apollo și... Univers paralel. Universul, da. Extraterestri care te controlează. Bă, boschetarii, da. E ceva incredibil. Ce am un prieten, dar zic că nu-i dau numele. Și până la urmă, ce contează? Că nu-l știe nimeni. El dansa, că dansez, asta e toată treaba, că dansez așa, și a mâna în spate, s-a atins cu o fată, dar s-a atins așa, doar pe mâini, s-a luat, nu se cunoșteau, s-a luat de mâini și s-au întors și s-au sărutat, adică s-au sărutat fără să se știe din prima așa și eram, dude, what the... Și uite, nu era, așa era, serios? Ei, era așa pe naiba. Păi ce dracu, nu te duceai să o inviți la dans? Am dansat pe Celine Dion de la Saitej din picioare. Mie spui. Așteptam aia din Titanic când mai puneai, mai scăpa mâna, mai nu știu ce. Da. Barry White, când mi-a mâncat zilele. Barry White, mamă, ce băieți. Eu de asta mergem la discotecă, ca să prind ora 3-4 dimineața, să la mea să bage ceva, Mariah Carey, ceva, Kelly, Manly, Kelly. Să stai un pic aproape de o domnișoară, da. Că mă săturasem de tot felul de trăznăi de-astea de dansante. Da. Că și eu, adică nu știu cum ești tu, dar eu dansez mult pe interior. Da? Băi, acum am început să dansez. Înainte când eram într-o relație nu prea dansam, când aveam de ce. Pe ce vrei să impresionez? Acum trebuie să știi că la păsări trebuie să faci un... A, crezi că ești ăsta de ăsta de... Da, și dacă stai nemișcat în club în timp ce toți ceilalți dansează, pare că ai atac cerebral. Adică un bodyguard clar vine la tine să vadă dacă tu mai trăiești. Înțelegi? Bați foarte tare la ochi. Când ești tu nemișcat și toți dansează lângă tine. Not ok. No. Și acum ce? Breakdance. Nu breakdance. Mai am niște de alea, mai am ATB, mai am lăsate de la ATB niște mișcări de alea, care le mai scot, dar nu pot să le scot, cine știe ce, că am și o geacă mai mulată, că acum am geac. Și nu o dau jos. Să nu-ți fure ceva portofelul. Nu știi niciodată. Noi am trăit vremuri grele. Pe vremea dispărea portofelul. Dar nu-l lași nicio. Nu lași nimic, mă. Dar bă, nu dansez, beau șat. Am început să beau șaturi. Bă, hai de capul meu. Bă, nu-s bune șaturile, mă. Pare reclamă. Bă, nu-s bune. Pare reclamă la suc de mere. Șaturile? Am ani din viață pe care eu nu-i știu. Dacă adun toate dățile în care m-am bătat cu șaturi, se fac 2 ani, să zicem, 3 ani de zile, da? Cap-coadă. Nu-i știu. Mai ai 2-3 ani de pandemie de n-ai făcut nimic, deci practic ai majoratul mâine. Da. Și da. Nu e bine, din ce am aflat, nu e bine să bei în cluburi șaturi, știi? Dar eu acum, fiind la început în noua viață, prea mai pas. Șaturi și dans. Asta-s nou eu. Adică, te chem o dată cu mine dacă vrei, dar trebuie să ții pasul. Mi-ar plăcea să vin să văd dansând, așa să te văd cum e. Adică tu să stai într-o parte și te uiți la mine. Eu stau ăla care avea atacul cerebral, eu să fiu. Păi dacă suntem doi nemișcați. Păi nu, că tu ai zis că rupi în două dansuri și eu mă uit la tine. Dacă întreabă cineva, eu am venit să văd cum dansează. Asta e. Deci vin cu stocărul meu. Da. Sau mă fac bodyguard la un club de ăsta și intru
Modul la Apollo acolo. Da, da, da. Deci zici că la Apollo, gen, pac, ai luat mâna, ai, s-a întors, ai sărutat-o. Păi, iată. Mie mi-a luat 8 ani până să... Serios? Nu știu, zic astea, când eram tineri, entuziași, până o sărutai, ești la... Ești nebun, trebuia să o conduci acasă. Și mai e asta, am un prieten care zice tot timpul și e super adevărat asta, că tu, gen, multă vreme ai făcut sex la țară. Da. Că la țară oricum n-aveai niciun fel de control. Ceva, am fost la țară, m-au venit 4, 5, 6 de studente, mamă, le-am rupt alea în fiecare. Și tot timpul erau tot la țară, că la țară nu te știe nimeni. Adică te știa nu... nimeni, da. Și acolo era, rupeai, da. Rupeai la țară. Tu pe oraș nu prea, dar la țară... Da. Deci nu erau bogați la țară, știi, la oraș sunt bogați și ți-au fața. La țară suntem toți la fel, adică da. Suntem... Cine să-ți ia fața? Cine? Ăla care... Era unul care avea 2 cai. Da. Da. Unu. Și dar oricum cutea ăla, nu intra cu calul în discotecă. Adică... Bă, o să râsc. O să râsc, crede-mă. Să știi niciodată, da. Câtă bătaia luat. Ce ți se pare că e cel mai important într-o chestie de asta dacă faci stand-up? Adică dacă vrea un tânăr entuziast acum să uită și el și ar vrea și el să fie Bordea, ce... Ce îți sfat ei, da? Să nu sară nicio etapă, să se ducă pe absolut toate etapele astea. A, crezi în variantele astea că shortcut-urile sunt cea mai mare prostie cea în viață? Cea mai mare prostie. Cea mai mare prostie o să te prindă, ceva o să te prindă în p***oală la un moment dat. Și dacă nu ești pregătit pentru aia, la revedere. Poate să te prindă, uite asta cu hecklerii, de exemplu. Poate să te prindă unul din public spunând ceva sau ceva la, știi? Trebuie să te duci să urmezi absolut toți pași. Toți. Începe o iei de jos, 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 de la open mic cu cel mai open mic, cel mai underground, așa, și după aia te duci, lucrezi, schimbi material, te duci, lucrezi, 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 o dai în bară de o grămadă de ori, iar te pui pe picioare, după aia te duci cu un midler, te duci cu un headliner la început, ai primul turneu, vezi cum merge, tăcă, adică, știi, nu sar nicio etapă. Da, se întâmplă ca să-ți vină oameni să te întrebe și să... își dorească toți de-astea shortcut-uri să... Toți își doresc shortcut-uri. E ca acum cu trepării și cu influencerii. Toată lumea vrea să fie Azulic, cum îl cheamă, mă? Nu. Asteca, Azulic. Nu știu cine. Asteca, așa, nu Azulic. Tot îi spune Azulic. Și mai e unul. Rava. Și... Ce faci când o să fii mare? Vreau să fiu Rava. Ce unde o să fiu Rava? Dar nu, dacă tu mă vezi pe mine acum, știi, și zici, bă, nu mai vreau să trec prin toate căcaturile aia, vreau să știu că asta acum, ce trebuie, vreau să am mașina aia, vreau să am casa aia, vreau să am sala palatului. În cel mai rău ca să mă fi apucat ieri, să zicem, știi? Da. Să treacă o noapte, ca să nu fie chiar așa. Ok, vă las până mâine, da. Vă las până mâine. Nu, eu, hai că să zicem că azi e așa și joi și nu știu ce, dar de luni încolo aș vrea să dați mașinuța aia și toate contractele alea și gata, să-i dăm drumul la treabă. Uite efectul, ai umor. Ai umor, efectul care te face, mamă, sunt gata, am luat premiu, sunt cel mai bun comediant, știi? Și pe aia, hai, du-te și fă. No. Pentru că tu ți-ai dat tot materialul acolo, știi? Cel mai bun material al tău, ai câștigat, ai umor, să zice, și pe aia trebuie să te duci în țară. Cu ce? Că eu știu materialul, l-am văzut și pe net, l-am văzut și la televizor. Și de asta nu e bine să sari etape. De asta nu e bine să câștigi umor. Da, Doamne ferește. Oricum, la asta toate show-urile astea de talente, mi se pare că în orice... Adică e doar un show e, și la revedere un bun. E ciudat, să te întrești cu ceva vocațional, știi? Adică, care cântă mai bine între noi? Păi și tu cânt și eu cânt, adică nu e care e cel mai amuzant. Și tu ești amuzant și eu sunt amuzant, știi? E foarte ciudat. Plus că oameni care cântă, adică te duci în centru vechi, găsești la karaoke, găsești 7.226.000 de oameni care cântă, dar... Deci eu spun ție de Apollo. Rihanna e una singură, adică n-ai cum să, adică, nu știu, orice eu ar fi. Eu spun ție de Apollo, eu spun ție de ce face tineretul. Și te duc în centru vechi. Tu mă duci în centru vechi să cântăm karaoke. Și să cântăm aia, cui zicem, Bon Jovi. Ce de la Bon Jovi? Aia cea mai cântată de la John Bon Jovi, la karaoke. Da, știu. Știu de ce zici. It's my life, and it's now. Dar știi ce era cea mai cântată? Pentru că puteai să ieși pe ceilalți. Adică ăia de pe lângă tine care, haideți cu toții, it's my life, și te acopereau. Și scăpai cumva. Las-mă karaoke-le voi. Bucurați-vă voi de karaoke. Și dacă ai avea tu te-ai întâlnit cu tine care avea 17-18 ani și începea și el un drum de ăsta, ce sfat îi da? Fără șaturi. Notează mai în detaliu.
o să-ți prindă bine mai încolo când o să te uiți în agenda aia și o să vezi niște glume pe care poți să le construiești acum, altfel notează mai în detal. Nu bea șaturi, clar asta, nu bea șaturi și nu cere 4 lei, cerești tu 2. Știi, ca să nu fii dat afară, să pierzi toată chestia aia, să pierzi deconania, știi? Deci zici că baba mov și alea două cuvinte te-au... Dar vezi că nu sunt singurul care a pățit asta. Cred asta, deci, da. Cred că toți comedianții din perioada aia au agenda aia neagră, mâzgălită cu toate căcaturile aia, pe care nu mai știi ce, domnule, iartă-mă. De baba mov și ce mai ai, ce scrie A, L, T, e ca la aia care scrie o rețetă de la medic, știi? De doar fata aia de la farmacie o știe. Exact, să... exact. Cred că și aici e o conspirație, cred că doar ăla care îți dă rețeta și cu femeia știu și poate să-ți dea orice. Exact. Că e doar ei decid, adică până la urmă ormi. Tu da, ești, da, da. Păi așa scrie aici, uitați, asta v-am dat. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine. Bă, și eu îți mulțumesc pentru invitație. Super nebunia asta și pentru toate poveștile astea de mare complexitate. Sunt cel mai mare fan al materialului ăsta despre conspirație. Eu sunt un mare fan al și ascult și în perioada pandemiei ne-am mutat într-o casă și am avut toate poveștile cu toți băieții care mi-au montat ușile și dulapurile și astea am aflat oricum tot. Tot. Adică nu mai e, nimic nu mă mai surprinde. Elon Musk, uia, că știi, da, cu da, ăla da. Și că ăla, cu temperatura care venea și o lua și nu știu ce. Okay, la mor, da. Când mergeai la nu știu ce, lua la temperatura și te băga și îi trimitea lui ăla, lui... Așa e, așa nu, e. Bă, ăla, cum îl cheamă, nu Elon Musk, mai încă unul. Bezos. Bezos ăsta, care are și acum, e o travă din drumul Taberei, da. 38 cu 6. Interesant, da. Hai să vedem Cătălin. Îl păstrăm. Da. Lui Cătălin hai să-i băgăm în periuța de dinți ca să-și pună fațete de alea, că na, are cu... Da, avem nevoie de niște lucrare, bani. Da, cu de niște bani și trebuie să și dent, nu știu ce, Lux Dent, trebuie să trăiască exact, și ei exact, după urma exact. Noastră. Și vreau să anunț că specialul o să fie în toate cinematografele de pe 8 decembrie. 8 decembrie? 8 decembrie o să fie în toate cinematografele. Este primul special despre conspirații. Despre conspirații și nu numai. Adică o să fie vreo oră, are vreo oră și un pic. Faci un eveniment de la înainte să chem mulți de ăștia grei, influențe de ăștia mari. Vine Azulic, vine Cronti, vine băutură, Fornetti, o să fie o grămadă de chestii. Tot platouri ce vrei. Cu șuncă, cu toate 7 influențărițe de astea pe modă, că vezi cum ești îmbrăcat. Știi? Da. Ai cum așa? N-ai și cum pe așa. Food trebuie să ai ceva. Pe să te... Da, a, mâncare de asta, de influencer pe food. Da. Ok. Deci 8 decembrie toate cinematografele, da. În toată țara, până... Toată țara, frățioare, da. Este primul special apărut în cinematografe ever. Tare. Și probabil că Netflix după aia, când o să-ți dea ăia 7 milioane de euro, în fine, nu mai zic mai multe, că n-are rost. Vezi, te baci în teorii. Da. Ești fier pe asta. Topiță, dar abia aștept să mă duc la benzinărie să aflu. Și să-mi zici când te anunță băiatul ăla dacă pleci din țară sau nu, că aș vrea să... Te mergem la Arad. La Arad, da. Nu o luăm așa direct, știi? Păi luăm cu prima Arad. După aia. Bă, Bușteni, tot așa, o luăm așa, bătrânești. Numai bine, sănătate, 8 decembrie, mergeți cinematografe, o să vă îndoai, că o să fie 27 de lei biletul, dar în fine, o să, nu sau cât e biletul cinematograf? Nu, e mă... Nu m-am glumit, cât e mă? Nu știu. Eu niciodată nu mă uit, dau așa. Te uiți la bani. Mă uit, dau... Eu 6 bilete, stau singur. Ai o fată care ține cardul și mă plimbă la alea. Ne zic, ești tu la Zara? 8 decembrie, primul și da. Să sperăm că nu și va o să fi ultimul. Credem că o să mai fie după aia. O oră, adică nici nu e, nu vă îndoaie. O oră de... și un pic, da. Și asta e, fiind primul, depinde și de oameni, știi, dacă o să meargă și o să fie dacă regulă, mai faci, așa. Nu dacă mai fac eu, o să vină și alți comedian să facă, știi, adică okay, se deschide o nouă piață de... Se creează un precedent periculos, practic, se creează și, un precedent, exact. Și comedianții o să-și adune materialul într-o oră cea mai bună din anul ăla ca să poată să facă un special și o să apară multe specialuri pe an. Și automat o să ai, știi, de unde alege și și va crește toată treaba asta pentru că, doar așa crește făcând oamenii chestii. Exact. Numai bine, 8 decembrie ne vedem acolo, avem, deci pe 6 vine Moș Nicolae, pe 8 avem ăsta, după aia, după 9 până pe 31 la sala Palatului la Ștefan Bănică. Bă, da. Tot da. Mereu o să fim acolo nici o zi, după aia revenim la ospătarilor 1, 2, 3 decembrie tot cu Ștefan Bănică și tot așa. Numai bine, sănătate, Doamne ajută la toată lumea, conspirații de toți banii. Conspirații, bă.
Zooniverse Podcasts.